Chiele menhunor, el ire violent la adresa coaliei PSD ALDE, nu poi să impui totul de la partid. Ce l-a enervat pe liderul UDMR? Liderul UDMR Chiele Menhunor a lansat o critic sever la adresa alianiei de guvernare PSD ALDE, ca urmare a declaraiilor unioniste în privința Republicii Moldova. Nu poți să impui totul de la partid, a mai spus Hunor despre modul în care funcționează guvernul Dencil. Am vorbit cu aliaii notri despre unirea cu Republica Moldova. Nu poți să arunci oara într-o asemenea aventură. Un asemenea revizionism e irresponsabil în 2018, a declarat președintele UDMR Chiele Menhunor într-un interviu acordat. Liderul UDMR a spus că nu poate da calificative guvernului Dencil deoarece nu au trecut nici măcar 100 de zile, dar problema este legată de modul în care se iau deciziile. Cred că problema cea mai mare este una politică, a coaliei PSD, ALDE. Unde se iau deciziile care sunt importante, în executiv sau în partid? În mod normal, deciziile se discut în partid, dar trebuie asumate de guvern. Responsabilul e până la urmă premierul, nu poți să impui totul de la partid, a explicat Hunor. Eful formei unii etnice maghiare este de perere ce Laura Codroacovesi nu va fi revocat, filmul s-a terminat, din punctul meu de vedere. Am propus ca subiectul să fie scos de pe agenda. Chiele Menhunor spune că nu se va ajunge la suspendare din cauza lui Covesi, ce UDMR nu ar susține suspendarea lui Iohannis.